Salut, Romeo, sunt de la Tutoriale Video. Vreau astăzi să vă arăt cum aș putea să instalez și să execut un script în PHP fără să am nimic, totul de la zero. Deocamdată pe calculatorul meu n-am instalat niciun fel de server PHP, server Apache, MySQL, nimic. Deci o să încep să descarc ceva de pe internet pentru a putea rula scriptul în PHP. Știm foarte bine că PHP este un limbaj de programare, sau un limbaj server-side. Deci nu o să putem să rulăm printr-o simplă pagină de HTML, ci trebuie, deci putem să rulăm, dar nu așa de simplu pe cât credem. Deci trebuie să avem, dacă dorim să rulăm un PHP, un suport, un server. Un server care rulează un server de PHP care rulează. Sau încărcăm scriptul PHP pe internet, pe unul dintre serverele sau hostingurile pe care le avem, care la rândul ei are suport PHP. Ca să avem și noi un suport PHP, eu folosesc WAMP. Sunt multe, sunt destul de multe aplicații care au incluse aceste utilitare folosite pentru web designer. În cazul WAMP este destul de complex, are și PHP instalat, implicit aplicat, are și Apache, MySQL-ul și tot felul de extensii. Deci este un utilitar foarte bun. Îl descărcăm. E prima oară când descarc de aici. O să văd exact cum apare. 16 mega de ce are. Hai să vedem mai jos. Da, nu l-am văzut. Repetăm. WAMP. Ok. Download. Da. Direct link. Da, se pare că avem o problemă cu acea pagină, dar oricum avem nevoie de Firefox. O să instalăm Firefox pentru asta. Nu am instalat-o. Așa. Direct rulăm, că nu avem nevoie de aplicații de kit. Imediat este gata. Acum imediat este gata. Ce pot să vă spun eu între timp despre PHP? Este unul dintre cele mai folosite limbaje de programare pe lângă ASP.NET de crearea paginilor web dinamice, bineînțeles. Este, cum vă spuneam, un limbaj de programare server-side care se rulează pe suportul unui server. Ori că este server hosting, ori că este server local, dar e nevoie de un server. Este open source, nu este licențiat cumpărarea licenței, deci este gratis. Între timp s-a descărcat. Îl instalăm. Next. În acest moment default. Vă arăt și cum se instalează Firefox-ul, dar nu este nimic dificil în asta.
Lounge. O să caut direct pagina. Nu importăm nimica din browserul Internet Explorer. Aceasta a fost întrebarea. Direct o să scriu www.google.ro ca să nu ne mai pierdem vremea. Vamp. Install. Download. Download. Aici este fișierul. Aștept să mi se confirme salvarea fișierului. Deocamdată încă mi este dizablat butonul de save. Între timp, da, save-ul s-a enablat. Se downloadează. Între timp se instalează aici și un plugin de Flash. Fiind nou instalat browserul Mozilla, a detectat în această pagină un flash, un fișier SVF, care dorește să se ruleze și din acest motiv el a instalat acest plugin. Din nou s-a reîncărcat pagina și automat mi-a venit acest download din nou, dar de data asta îi dau cancel. Astea chiar putem să le închidem, pe mine mă interesează doar acest download. Am descărcat VAMP Server și urmează instalarea. Pentru web designer sau pentru cei care doresc să editeze pagini web, să creeze pagini web, este recomandat Mozilla. În el se pot instala foarte multe add-on-uri și o să vă arăt câteva care sunt importante pentru editori, pentru web designer. S-a descărcat, dublu click, OK, run, pornește VAMP, next, acceptăm regulile lor, se instalează implicit PC VAMP, e foarte bine. Atenție, el implicit oferă PC VAMP, e important să știți că în cadrul unei reinstalări, toate fișierele sau toate site-urile care doriți să le construiți sau le veți construi sunt în cadrul acestui folder, într-un alt folder www. Deci, atenție când reinstalați calculatorul sau aveți probleme cu partiția C, să nu pierdeți datele din www-ul din el. Next, Quick Launch, mă interesează, Next, Install. Primul mesaj care ne oferă în cadrul instalării a detectat că mai este un browser de internet și vrea să știe dacă Firefox va fi browserul implicit pe care se deschide când voi activa localhost-ul. Îi dau da, se finalizează instalarea. Acest mesaj este mesaj parte din securitatea Windows XP-ului. Este un port care dorește să părăsească calculatorul meu. E vorba de aplicația Attach HTTP Server. Bineînțeles că e deblochez și dau voie să ruleze. Localhost e de recomandat să-l păstrați. Este hostname-ul, cum ar putea spune, site-ului pe care îl veți deschide la accesarea locală a serverului de PHP. Acest mail, în cazul că îl setați, în cazul că la rândul vostru, în cadrul site-urilor, veți trimite mail-uri și, bineînțeles, cu restricțiile de rigoare, va putea localhost-ul dumneavoastră să vă trimită local mail către diverse domenii, acesta va fi mail-ul implicit, unde va merge mail-ul. Eu las nemodificat, că nu mă interesează, și dăm și launch să pornească. Jos. După cum vedeți, aceasta este aplicația. Prima fază a fost roșu, acum galben și acum e alb. Asta înseamnă că a pornit. Aveți un lacăt mic
pe el, dacă vă uitați jos în bară, pentru a scăpa de acest lacăt mic, clic pe aplicația de jos și puneți opțiunea Put Online. Se restartează serverul din nou și repornește fără acest lacăt. După cum vedeți, acum, dând click, prima opțiune e Localhost și phpMyAdmin. Acest respectiv www directory este directorul de care v-am spus eu că este în cadrul lui CVAMP. Aceste trei opțiuni le veți folosi foarte des în configurarea sau construcția unui website. Mai în detaliu aveți detalii și setări despre serverul Apache, serverul PHP, respectiv serverul MySQL. Aveți și opțiunea MySQL Console în caz că veți lucra în domeniul Linux pe hostingul unde veți trimite site-ul și pentru a fi obișnuit cu comenzi de MySQL în bară de comandă aveți și această consolă. Fiecare la rândul lor are serviciile pe care le oferă. PHP-ul are setările respective extensiile. Ele sunt implicit setate, dar tot așa pot fi și trebuie modificate pentru că e nevoie. Fiecare de aici are o specificație aparte. Iar la Apache tot așa sunt o felul de module care se completează cu timpul sau rămâne implicit cum doriți. Dacă accesezi localhost, se deschide browserul Firefox. După cum vedeți, funcționează acest localhost încărcat, este într-o pagină index.php și dacă setez în coada adresei index.php și dau enter, să vedeți că se încarcă din nou, deci înseamnă că e PHP. Extensiile PHP sunt scripturi PHP. Dacă scrie HTML, fișiere clasice, cum le cunoaștem, nu mai funcționează pentru că el citește fișiere PHP și fișier HTML nu este în acea locație. Dacă vreau să văd unde și ce este în acea locație, o să dau click pe directory și acesta este fișierul pe care el îl citește. Dacă era cu extensie.